mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și mulțumim extrem de mult domnului ministru economiei, domnul Gaibu, și colegilor de la ODA care au dat curs acestei invitații, domnul Maringhețiu, mulțumim mult. Doar două momente. Deci această invitație, această întrevedere de astăzi are loc în cadrul programului AJE, proiect sprijinit de membrii EBA, dar de data aceasta, considerând că o importanță foarte mare o au programele ODA și acțiunile ODA în lumina susținerii antreprenoriatului, am decis să organizăm discuția de astăzi pe programele pe care le are ODA în acest sens și mulțumim foarte mult Vitali Condraschi, partenerul programului nostru, care s-a implicat activ și a dat curs invitații și a susținut această ședință. Vă ofer cuvântul, stimați domni, ca să lansăm această discuție și vă mulțumim foarte mult, colegilor, că ați dat curs invitații noastre. Da, bună ziua tuturor! Și eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației doamnei Rufa și mulțumim domnului Gaibu că a acceptat și a organizat această întrevedere. Pentru noi este foarte important să avem orice platformă pe care putem să ne promovăm produsele noastre, programele noastre. În acest context ținem să reiterăm că pentru noi este foarte important ca mesajele noastre să ajungă atât la antreprenori, cât și să obținem și un feedback din partea antreprenorilor referitor la programele pe care le avem, ce nu merge bine, să încercăm să găsim împreună soluții, pentru că, într-adevăr, cum s-a menționat și anterior, avem un buget cum nu a mai avut vechiul ODIM anterior și încercăm să valorificăm la maxim acele resurse financiare pe care le avem și pe care încercăm să le punem la dispoziția antreprenorilor. Dar ofer cuvântul domnului Gaibu cu mai multe precizări la acest subiect. Mulțumim foarte mult, domnul Marin. Mariana, mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. Este într-adevăr important ca noi să aducem la cunoștința cetățenilor despre ceea ce se face, serviciile și proiectele, programele care sunt făcute pentru cetățeni, pentru antreprenori. Și în seria noastră de programe pe care le-am lansat anul acesta și într-adevăr este un număr impresionant care sunt focusate și pe afaceri începătoare și pe dezvoltare în special, adaptate o parte la realitățile din perioada aceasta, care într-adevăr nu este simplă, cum ar fi, spre exemplu, programul de internaționalizare care s-a focusat să ajute antreprenorii să-și reorienteze produsele sale pe alte piețe. Retehnologizarea, care iarăși am adăugat și o subcomponentă care ține de produse sau echipamente ce țin de energie regenerabilă, astfel încât ei să aibă o dependență mai redusă față de sursele tradiționale și respectiv să aibă o eficiență sporită. Lucrul acesta este critic la momentul actual și bugetele au fost la fel semnificativ majorate anume în direcțiile care sunt critice în perioadele actuale. Și un alt program, ultimul care a fost acum revizuit, a fost PARE 1 plus 1, la care s-a adăugat componenta PARE 1 plus 2. Considerăm important ca acei cetățeni care au muncit, au venit aici, au depus efort, au creat un business și care are rezultate, să-l susținem în continuare, noi ca stat, și tocmai de aceea venim cu componenta 2, pentru toți cei care deja au realizat prima parte, să obțină un grant dublu, deci e vorba de 500.000 de lei comparativ cu prima tranșă de 250.000 de lei, având o contribuție exact ca în prima tranșă, doar 250.000, adică deja pentru un leu pe care îl investește antreprenorul, va obține 2 lei din partea guvernului. Noi vrem ca, noi deja avem circa 2.000 de beneficiari de PARE 1 plus 1, respectiv toți aceștia devin eligibili pentru PARE 1 plus 2, dar și ceilalți migranți, cei care vor să facă o investiție în Republica Moldova, să revină acasă, proced la prima etapă, realizează prima etapă și de asemenea pot imediat accesa etapa 2. Recent am fost în Polonia, unde am văzut lucruri frumoase pe care le organizează polonezii. Noi, pe lângă alte subiecte pe care le-am discutat, era vorba și de creditul de 100 de milioane de euro care trebuie să-l reanimăm și să-l investim, să ajutăm să fie investit în Republica Moldova. De asemenea, am avut o colaborare foarte fructuoasă cu Banca de Dezvoltare Polonă.
Și este acea experiență pe care vrem să o aducem și în Republica Moldova și am stabilit o serie de contacte bune la acest capitol. De asemenea, o serie de produse pe care, din gama lor largă, fiindcă au extrem de multe produse pentru antreprenori și pentru mediul de afaceri, dar noi ne focusăm pe cele care critic sunt lipsă în Republica Moldova. Este vorba de linii de creditare investițională cu dobândă redusă. Iată, lucrul acesta vrem să ne focusăm și lucrăm, de fapt, la acest capitol deja de aproape un an de zile cu experți internaționali și cu GIZ. Acum noi suntem la o etapă avansată la acest capitol și vom avea și o prezentare pe data de 20 septembrie a conceptului respectiv. Este vorba de fondul Facem. Dar, în același timp, am analizat și alte produse bune, cum ar fi, spre exemplu, garanții pentru exportatori, fiindcă Moldova nu este peste tot cunoscută, nu tot timpul inspiră sau are toată credibilitatea necesară și chiar țările dezvoltate au astfel de produse, tocmai de aceea noi vrem să aducem și un astfel de instrument care să ajute exportatorii noștri să depășească acea neîncredere în piețele noi în special, astfel încât să reușească să încheie un acord și respectiv să poată livra marfa pe piețele respective. Eu n-am să intru prea mult în detalii, am să dau cuvântul domnului Marin Ghenciu, astfel încât dumnealui să prezinte acest program pentru cetățeni și sperăm ca ei să vină să aplice la noi și să obțină un fonduri necesare pentru a realiza acele aspirații și proiecte investiționale. Da, mersi mult, domnule Gaibu. După cum ați menționat, programul PARE 1 plus 2 este ultimul program lansat de către ODA. El este, de fapt, o reanimare a programului 1 plus 1, în care s-a adăugat acea componentă, componenta 3, prin care venim cu o contribuție de 1 plus 2 la un leu investit 2 lei din partea statului pentru cei antreprenori care au efectuat investiția în PARE 1 plus 1 și au îndeplinit tot planul investițional cu succes. Dar să trecem pe program în sine. Deci scopul a rămas exact ca la PARE 1 plus 1, scopul a rămas neschimbat și anume este consolidarea oportunităților economice de valorificare a remitenților. Deci statul își propune să atragă acele remitențe care au venit prin intermediul migranților în economia națională. Grupul țintă în program sunt lucrătorii migranți, cetățenii ai Republicii Moldova, ori rudele de gradul întâi. Rudele de gradul întâi părinți, fie copiii migranților. Programul este pe o perioadă de 3 ani, începând cu 2012 până în 2025. Alocările de la bugetul național sunt de 30 de milioane anual, adică cu un buget total de 90 de milioane, dar există posibilitatea de suplinire a acestor bugete în cazul în care programul este unul de succes, cu surse din mijloace alocate de către partenerii de dezvoltare. Criterii de eligibilitate au rămas la fel, doar s-a mai adăugat termenul de aflare peste hotare, fiindcă în cadrul evaluărilor noastre noi venim permanent cu ajustarea celor cerințe și acelor manuale, fiindcă unde vedem că lucrurile nu merg exact așa cum ar trebui să meargă, ori unde sunt careva carențe în manualele noastre operaționale sau în hotărârile de guvern, noi toate programele noastre sunt permanent revizuite. Deci criteriile de eligibilitate rămân lucrătorul migrant rudă de gradul 1, cetățean al Republicii Moldova, termenul de aflare peste hotare de minim 12 luni, și deține documente justificative privind proveniența remitenților. Documentele justificative au rămas la fel, fie că vorbim de transferuri bancare, fie că vorbim de declarații prin care migranții confirmă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a celor resurse financiare pe care le-au obținut peste hotare, fie prin transferuri bancare, fie obținerea pe carduri, dacă au fost angajați în câmpul muncii peste hotare și dețin un card bancar din țara respectivă cu extrasele de pe card. Următorul aspect sunt obiectivele programului, este evident sporirea gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de lansare și dezvoltarea unei afaceri, stimularea investirii remitenților,
creșterea competitivității afacerilor și facilitarea reintegrării și sporirea oportunităților economice. Deci, programul în sine, cum am spus, este bazat pe acel vechi program PARE 1+1 și conține acele două elemente de bază care erau în vechiul program, elementul de informare și instruire și consultanță. Deci, programul își propune la prima etapă să ofere acel sprijin minim necesar pentru fiecare dintre potențiali antreprenori ca să pornească, să lanseze în afaceri. Deci noi oferim atât sprijin cât și instruire ca să ajungă la să ajungă acele principii de bază care stau la care sunt necesare pentru pornirea unei afaceri. Noi oferim consultanță în acest domeniu. După ce s-a obținut acel certificat de instruire, urmează partea a doua de aplicare la program și în această parte a doua a programului, componenta 2, după regula 1+1, cum am menționat, era și vechiul program reformulat acum. Deci, în acea componentă rămâne valabil un leu investit, un leu suport din partea statului pentru a iniția afacerea. Componenta 3, de fapt, de pare 1+2, deja vine pentru cei care au implementat cu succes pare 1+1. Deci este o componentă nu pentru cei care încep afacerea, ci pentru cei care deja s-au lansat și au implementat cu succes componenta numărul 2. Adică după ce au obținut suportul statului, au investit toți banii care au fost debursați, au prezentat documente confirmative, pot și sunt eligibil să aplici pentru componenta 3. Și deja componenta 4 este de monitorizare și evaluare finală. În această componentă noi ne uităm ca de fapt resursele financiare care o să le alocăm să fie îndreptate spre acele scopuri investiționale care au fost menționate în planul de afaceri care a fost aprobat de către noi. Practic cumulativ, un beneficiar poate obține 750.000 de lei pentru investiția, da. Doar că în două etape. Da, după cum am menționat, deci contribuția proprie 50, suport financiar nerambursabil 50% din partea statului, în cazul componentei numărul 2, și în cadrul componentei numărul 3, contribuția proprie 33% și contribuția din partea statului prin finanțare nerambursabilă de 67%. Este de menționat faptul că noi am facilitat foarte mult accesul la aplicările care le pot face potențialii beneficiari. Deci noi am eliminat o serie de documente. Deci procesul de aplicare este mult mai simplu. Deci nu mai necesită acele documente de la organele de stat, fiindcă noi am integrat deja programa noastră cu programa Agenției de Guvernare Electronică. Ceea ce ne facilitează nou accesul la informațiile care erau cerute anterior, ne facilitează să avem acces și să nu mai cerem de la beneficiari documente inutile care, de fapt, complică modul de aplicare. Deci, din punctul ăsta de vedere, am simplificat acest aspect. Mai mult decât atât, lucrăm la aceea ca să dezvoltăm în cadrul organizației noastre și deja oferim consultanță. Deci, dacă potențialul beneficiar știe ce dorește să facă, are o idee de afaceri, dar nu are capacitatea să scrie un plan de afaceri bine structurat. Deci, la noi, la organizație, este posibilitatea, avem consultanți care pot oferi jumătate de oră, o oră, dacă este nevoie, pentru a ajuta și a facilita completarea acelei aplicații. Nu înseamnă că noi o să scrim planul de afaceri pentru dumneavoastră, dar noi o să vă ajutăm și o să vă ghidăm în așa mod ca aplicația dumneavoastră să fie una reușită. Fiindcă care este problema momentană este că noi avem deficiență de foarte, deci avem lipsă de cereri bune, cereri calitative. Și asta, înțelegem că asta este problema nu doar la programul respectiv, este problema la toate programele, că noi nu, antreprenorii noștri, nu, deseori nu pot expune pe hârtie sau a completa o declarație electronică prin care
să-și expună clar gândurile. Și atunci noi venim în ajutorul, în suportul dumneavoastră, pentru a ajuta acei antreprenori care de fapt au capacități, au dorințe și doresc în aceste, în această perioadă dificilă să investească, să venim cu acel ajutor de suport în completarea formularilor. Dacă îmi permiți. Educația financiară este extrem de importantă și ODA, noi încercăm prin ODA să facem acest lucru. Există și multe alte instituții care fac lucrul acesta, dar evident că este insuficient. Chiar și EBA are astfel de programe și multe alte asociații de business și organizații neguvernamentale care au astfel de programe. Noi vom fortifica, de asemenea, capacitățile date și prin incubatoarele cu care colaborează ODA. Vrem ca și incubatoarele să devină focare de educație financiară pentru agenții economici, astfel încât să-i ajute pe ei să pregătească aceste aplicații, și pentru acest lucru noi dezvoltăm un program împreună cu GIZ. Dar vrem să revin un pic la procese, fiindcă este într-adevăr critic. Chiar până ajunge în guvern, eu am discutat cu beneficiari de la organizația precedentă și uneori în programe de grant, unde trebuie să primești o parte din bani respectiv absolut gratis, se deziceau de aceste programe, fiindcă ei locuiau în zone îndepărtate de Chișinău, cum ar fi, spre exemplu, Dundușeni, Iedineț, și naveta pe care trebuia să o facă la Chișinău pentru a face aplicația deja devenea atât de scumpă încât nu mai era interesant însă și produsul dat. Tocmai de aceea a fost o decizie foarte bună de a se plia pe programul mare pe care îl are domnul Iuri Țurcanu, de a digitaliza și simplifica toate procesele de interacțiune cu sectorul privat, cetățeni și antreprenori, și tocmai de aceea ODA, care este o instituție care lucrează cu cetățenii și cu antreprenori, nu este doar policy making cum este ministerul, noi contact avem mai puțin, dar ODA a intrat de asemenea în acest program și a simplificat la maximum aceste proceduri, atât prin eliminarea documentelor, deci tot ce se poate obține de la alte instituții de stat au fost complet scoase din cerințele pentru beneficiari, cei potențialii beneficiari. Și în același timp a fost introdusă procedura anume electronică, astfel încât tot acest circuit de documente să aibă loc electronic. Iar pentru ca cei care totuși au nevoie de o asistență fizică sau o prezență fizică, să poată obține acele consultări sau acel ajutor la incubatoare. Deci noi ne vom strădui ca lucrul acesta să devină cât mai confortabil pentru beneficiari. După cum și reducerea timpului de procesare a dosarelor, fiindcă anterior se lucra pe apeluri și trebuia să fie colectate mai întâi toate dosarele, după care se iniția procesul de evaluare. Acum, mai curând, trecem programele unul câte unul pe un proces de ongoing, adică prin continuu, un proces continuu. Vine aplicații, ele sunt evaluate, respectiv dacă este un rezultat pozitiv, ele sunt aprobate și finanțate. Aici eu aș vrea să mai punctez un element, fiindcă este important să promovăm această idee de educație economică și financiară. Eu desigur că discut și domnul Topală, dumnealui are și reforme de efectuat și multe alte lucruri de făcut, dar chiar și cu toate instituțiile care se implică în acest proces, noi totuși trebuie să avem un proces de educație economică și financiară chiar în școală. Dar acest lucru trebuie să ajungă la un nivel critic de conștientizare la nivel național că lucrul acesta este important, astfel încât el să devină un obiectiv și o politică general acceptată de către societate. Mulțumesc. Da, doar să fac o mică completare. Într-adevăr, noi, în urma reformei pe care am făcut-o în anul 2022, am schimbat toate procesele interne. În aceste procese, odată cu schimbarea acestor procese, noi am încercat să facilităm la maxim ca beneficiarii să nu aștepte atât de mult decizia pe care noi urmează să o luăm în cadrul organizației noastre. De aceea, practic la finalul fiecărei luni de activitate, toate cererile sunt analizate de către Comitetul de Finanțare și Risc, care urmează să fie aprobat în săptămâna următoare, sper. Deci, ca proces, deci beneficiarul aplică online, deja toate, după cum s-a menționat, totul se face online, nu este nevoie de prezența fizică a potențialului beneficiar. După ce primim acea cerere de finanțare, noi procesăm acel dosar în cadrul Departamentului Primire și Procesare,
Dacă lipsesc careva documente, beneficiarul urmează să fie contactat, să-i se lămurească de fapt ce s-a greșit în aplicarea respectivă și fie o completează, fie aplică din nou. Ulterior, dacă dosarul este complet, este direcționat în secția evaluare. Facem acea evaluare de risc și evaluare dacă o finanțăm sau nu afacerea respectivă, înaintăm tot setul de dosare evaluate intern către Comitetul de Finanțare și Risc, se ia decizia de finanțare, ulterior, deja implementarea timp de jumătate de an, poate sunt unii care implementează în 3 luni, în 2 luni, tot planul investițional este monitorizat de o direcție separată din cadrul organizației noastre. După ce a fost implementat și toate documentele au fost prezentate, deja dosarul merge la secția de monitorizare. Deci noi avem 24 de luni în care urmează să monitorizăm cum a fost implementat planul investițional. După ce trece aceste 24 de luni, deci putem considera că a fost încheiat cu succes tot planul investițional. Deci asta pe scurt v-am explicat tot fluxul de cum merge procesul de evaluare a dosarelor în cadrul noii structuri ODA. Poate dacă doar o completare, domnule Ghenciu, mulțumesc tare mult. Uitați-vă, la moment, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, societatea civilă contribuie la dezvoltare economică inclusivă a țării, în care Asociația Business-ului European IBEI Moldova este partener. Noi susținem 6 business hub-uri regionale. Deci împreună cu incubatoarele care sunt susținute de ODA, împreună cu aceste business hub-uri, de fapt care sunt și alte organizații, camerele de comerț la nivel local, nu contează. Deci noi ne referim acum la toate organizațiile de suport în afaceri la nivel regional, deci aceste programe vor fi promovate și beneficiarii vor putea să se adreseze, beneficiarii amintirii agenții economice vor putea să se adreseze și să obțină o consultare și acolo. Deci cel puțin noi în cazul business hub-urilor pe care le susținem vom lucra cu acestea astfel încât să poată să fie oferit acest suport basic, să spunem așa, în îndrumarea agenților economice pentru a aplica la aceste programe. Exact cum a spus și domnul Ghenciu, aplicația în sine ea trebuie să fie totuși elaborată de agentul economic, pentru că doar el sau ea știe specificul business-ului pe care îl operează, îl desfășoară, de ce pot fi oferite doar anumite îndrumări, consultări, ghidări, dar însă și aplicația se completează de agentul economic. Doar asta am vrut să reiterez. Și dacă sunt da. Mai avem 20 de minute pentru întrebări. Da. Poate criteriile de eligibilitate. La programul PARE 1 plus 2 nu avem doar criterii care nu sunt eligibile. Da, o clipă. Vă le menționăm. Deci, nu sunt eligibile tranzacțiile imobiliare, activități de consultanță juridică, comercializarea de armament, activități în domeniul comerțului cu ridicat și amănuntul și activități de producere sau comercializare a tutunului și alcoolului. Deci, în celelalte cazuri, toate afacerile sunt eligibile pentru a aplica la noi la PARE 1 plus 2. Mai sunt și care cheltuieli sunt eligibile. Da, deja, în dependență de dacă compania este eligibilă, deci nu se încadrează niciuna din aceste criterii. Deja cheltuielile care se acceptă în cadrul programului, tot sunt niște restricții la ele. Putem să menționăm și ce nu finanțăm în cadrul. Deci nu finanțăm pierderile de schimb valutar, datoriile perioadelor precedente, achizițiile de echipament de mână a doua, cu excepția unor situații, aici urmează să stabilim clar criteriile de acceptarea bunurilor de mână a doua, cheltuielile de TVA, impozite și taxe, servicii de transport, ambalare și punere în funcțiune, cheltuieli de remunerare a personalului, plăți efectuate în numerar, costuri de arendă, consumabile și bunuri imobile. Deci, bunurile respective, cheltuielile pentru
bunurile respective nu sunt eligibile în cadrul programului. Că focusarea este pe capacitățile de producere și realizare, fie a unor mărfuri, fie a unor servicii. Adică ceea ce este specific sectorului respectiv, ca să nu fie dilapidate aceste fonduri în careva alte obiective care ar putea să fie, de fapt, foarte private sau n-au treabă cu procesul de producere. Și se acceptă agenții economici care au pentru început la vedere? Sau e voie deja să fie implementat și avansat în deci, la componenta 1 plus 1 se acceptă și cei cu doar cu idee. Da, fiindcă de fapt ce s-a întâmplat în anterior? Ca să aplici la programele noastre, trebuia să ai deschis o entitate juridică. Acum, au fost foarte mulți care treceau cursurile noastre de instruire și deschideau acea entitate. Ca ulterior să primească refuz negativ din partea noastră și se primește că acum avem foarte multe SRL-uri, întreprinderi individuale și așa mai departe, care nu activează. Și ca să eliminăm acest risc, ca să deschizi un SRL și ulterior să fie refuzat, am optat pe ideea că vii cu planul de afaceri, dacă ai fost acceptat, deja ulterior, te duci, deschizi SRL-ul și aplici la... Dar care au fost motivele pentru care i-ați refuzat? Sau în ce? Care sunt cele mai importante criterii? De obicei, cele mai importante criterii sunt cele legate de eligibilitate. Deci fie vin cu bunuri care nu sunt eligibile, fie planul de afaceri este scris necalitativ. Da. De aceea noi și încercăm să fortificăm acest aspect de consultare și de ajutor a potențialilor beneficiari de a scrie un plan de afaceri calitativ. Și deseori se întâmplă că, spre exemplu, în alte programe, inclusiv programul PARE 1 plus 1, noi avem cererea care este față de bugetul care îl avem, spre exemplu, la femei în afaceri. Am avut, în ultimul apel am avut 150 de cereri, buget aproximativ pentru 30-40. Deci e evident că le selectăm pe cele mai bune. Nu putem finanța toate afacerile în anumite programe. Domnule Ghengiu, aici poate o specificare, vorbeam și cu unii colegi din sectorul bancar, acum este o tendință de a face agropensiuni combinate cu mici vinării. Acestea cad sub incidența, da. Da? Deci pentru că era o chestie de producere de alcool, dar acestea cad de fapt sub incidența acestor programe, respectiv pot fi elaborate aplicații. Fizic, dacă în continuare... Da, deci noi oferim posibilitatea să veniți cu dosarul fizic, vă arătăm pe loc cum se completează aplicația online și deci oferim tot suportul în acest sens. De săptămâna viitoare, cred că o să fie, începând de marți, cred că. Programul IODA sunt active. Da, deci noi, momentan, deoarece înțelegem că suntem într-o perioadă de criză în care avem buget și trebuie să ajutăm cât mai mult mediul de afaceri, noi am luat decizia să mergem practic lunar, să evaluăm toate cererile care vin, să nu așteptăm 3 luni, 4 luni, cum se făcea înainte pe apeluri. Nu excludem că ulterior, dacă o să fie cerere prea mare, o să revenim la acea practică de a strânge toate cererile de finanțare timp de 3 luni și de a face un... Dar momentan mergem pe ideea că trebuie cât mai mult să ajutăm mediul de afaceri și am făcut procesul mult mai fluent. Am întrebat precizare pentru a primi programul și cum vă lăsa planul dacă apar cât mai mult e intenție în economie națională. Sau tu este mare cât în cauza înțeleg că erau foarte grajuloase, dar nu am fost contornat la care și care au fost faptul că, de exemplu, nu s-a realizat. Nu, deci eu pot să vă spun, dacă vorbim din date statistice, pot să vă spun că programul a fost lansat în 2011. Fiind lansat în 2011, au fost aprobate aproximativ 1800 de cereri. Deci aprobate. Poftim? Nu, practic în 11 ani. Da? 1800 de cereri. Din aceste 1800 de cereri aprobate, au ajuns să implementeze programul cu succes în jur de 1500. Deci mulți, fie că au primit finanțare, fie că au primit
aprobarea de a fi finanțat și n-au beneficiat de grantul respectiv, fie că au renunțat la, fie că sunt problematici, fiindcă noi avem și beneficiari care au devenit problematici, fie că n-au prezentat documente confirmative și așa mai departe, fie că au luat bani și au dispărut, că sunt și din ăștia, noi lucrăm cu ei. Da, din păcate avem. Deci, suma totală se ridică la peste 300 de milioane de lei. Total cu revidenții sau revidenții? Nu, total finanțări din partea statului. Aproximativ de 1,16 miliarde de lei. Da, fiindcă de cele mai multe ori, că e limita 50%, dar de cele mai multe ori sunt cazuri când au și 60% contribuția proprie sau chiar mai mult, respectiv partea aceasta, cam 1-3 se permite în final. Da. Alte întrebări, colegi? Mulțumim vouă. Noi vă mulțumim tare. Că ați fost receptiv și putem să informăm cetățenii despre noile oportunități. Le urăm succes celor care îndrăznesc și vin să depună. Și important de menționat că aplicarea la programele noastre nu este complicată. Deci vă îndemn pe toți care sunt eligibili la programul special 1+1 sau 1+2 să aplicați. Și apropo, vreau să menționez că noi am vizitat beneficiare ai programelor ODA în regiuni, unele chiar în sate, operează foarte bine și chiar în pofida celor dificultăți care se discută acum, ei investesc, cresc, construiesc suplimentar și vor să se extindă. De aceea, eu cred că este important de a duce astfel de mesaje. Sunt cazuri absolut frumoase și chiar încântătoare în ceea ce privește dezvoltarea economică și dacă găsești și ai o idee bună de afaceri, obținând această consultație și configurând, într-adevăr este critic ca acest business plan să fie al tău. Nu ți-l scrie cineva, pentru că ulterior tu îl implementezi, nu altcineva și trebuie să-l cunoști în detalii. De aceea e bine să te consulți, să obții, să înțelegi toate elementele cele de ce este necesar să fie inclus în business plan, de ce anumite lucruri trebuie să fie ajustate, fiindcă nu vor lucra. Astfel, acest lucru crește semnificativ rata de succes a business-ului dat. Așa că beneficiați de consultanță și de la ODA, și de la incubatoare, și de la celelalte organizații care oferă astfel de servicii, fiindcă ele sunt critice ca să aveți un succes în ideea de afaceri pe care o aveți. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.